Din etapa ligii 1 care se desfășoară în acest weekend, este vorba de etapa cu numărul 29 din Liga 1. Bergambir, Viitorul Constanța înfruntă pe CFR Cluj. Viitorul Constanța în pericol de a retrograda înaintea acestui meci, este pe locul 14 al clasamentului cu 27 de puncte. Un singur punct are formația patronată de Cică Hagi peste prima echipă aflată pe o poziție care duce în Liga 2 la finalul acestui campionat. Este vorba de Concordia Chiajna. De partea cealaltă, CFR Cluj, campioana din sezonul trecut, este pe locul 9 al clasamentului cu 40 de puncte. Este la 4 puncte distanță a centrului, vor da lovitura de începere acestei întâlniri. Robert Ma a folosit ca atacant și în această partidă. A încercat o pasă Ma pentru Ciprian Deac. Și Catu reclamă o lovitură primită de la Nicolae Dică. Să vedem ce decizie va lua Sebastian Colțescu după acest duel. Este un moment important al partidei și meciul tur dintre cele două echipe. Am văzut foarte multe dueluri tari. Da, e o lovitură peste față pe care Nicolae Dică i-o dă lui Ricardo Catu. Are dreptate capitanul CFR-ului. Este o palmă pe care Dică i-o dă adversarului. Și pentru un asemenea gest, Dică putea să vadă chiar cartonașul roșu. Balonul este respins de Muniru Ivo Pinto către Rui Pedro. Rui Pedro în centru la Ciprian Deac. Pasă pentru Hora. Hora se întoarce, șutează pe lângă poartă. Primul șut al celor de la CFR Cluj spre poarta lui Alexandru Buzbuchi. Iată și reacția lui Eugen Trică după șutul lui Hora. Hora are 3 reușite în acest sezon al Ligii 1. Este îngândurat Cică Hagi. Știe că echipa sa are un program foarte, foarte greu până la finalul acestui sezon. Republica Moldova la Viitorul Orhei a jucat și în Ungaria la o formație din Budapesta și de asemenea a mai trecut și pe la echipa Stal Alcevsk, tot în afara țării, în Ucraina mai precis. Balonul este interceptat aici de Ivo Pinto, greșește Ivo Pinto și asta pentru că a alunecat Sulei Muniru, acțiunea lui Aurelian Chițu, Chițu în fața porții, bară! Mingea ajunge la Romario Benzar, șut peste poartă, prima mare ocazie a acestei confruntări aparține Viitorului. Totul a plecat de la pasa greșită a lui Ivo Pinto, sau mai bine spus, de la alunecarea lui Muniru. Apoi a venit bara lui Mitriță. Iată bara lui Mitriță care a reușit să ajungă la minge înaintea lui Camora și apoi șutul lui Romario Benzar peste poartă. Avea o pasă sau un șut, mai degrabă un șut, pentru că se pregătește să execute Nicolae Dică. Sunt 27 de metri până la poarta apărată de Mario Felgheira și Dică este un specialist al fazelor fixe. Nicolae Dică este golgheterul celor de la Viitorul. Dică peste poartă. 8 goluri în dreptul lui Nicolae Dică în acest sezon al Ligii 1. Următorii marcatorii CFR-ului ai Viitorului Constanța în acest moment sunt Chițu și Alibec. Ambii au câte 5 reușite. Vom vedea un șut în forță dacă va trage Deac. Vom vedea o execuție plasată. 5 jucători ai Viitorului în zid, vine și al șaselea, dar și 2 jucători de la CFR Cluj. Gabi Mureșan peste poartă. Ce bombă prinde Gabi Mureșan. Și meciul din tur a avut o execuție senzațională de la distanță. Gabi Mureșan atunci a respins formidabil Buzbuchi. Camora, centrare, mingea întoarsă de Vaștac, destul de riscant acolo pentru Larie. Piccolo către Gavi Mureșan, pasează Mureșan pentru Muniru, mingea lăsată bine pentru Ivo Pinto. Balonul este acum la Deac, Deac deposedat de Cristocea, vine Muniru, Deac din nou, o combinație cu Rui Pedro, Deac către Rui Pedro, centrarea lui Rui Pedro, ocazie uriașă pentru Robert Ma și Sebastian Mladen reușește să degajeze. Cea mai importantă ocazie de gol a CFR-ului din această primă repriză vine, iată, în minutul 42.
Superbă combinația dintre Deac și Rui Petro, iar Ma putea să trimită balonul în poarta lui Buzbuchi. Un nou atac, pasă pentru Ivo Pinto, vine în întâmpinarea sa Puțanu și va fi corner. Șahmat, apărarea făcută, apărarea viitorului de Rui Petro și de Deac. Se pare că Larie a reușit să respingă mingea din fața porții și dat pentru executarea loviturii libere. Pe lângă Mureșan este acolo în preajma baronului și Ciprian Deac. Să vedem dacă de această dată șesarul ceferiștilor va lăsa pe Deac să execute. Sunt emoții mari pentru Buzbuchi. Poate fi o fază importantă acestei confruntări. Deac este cel care șutează. Gol! CFR Cluj. Mingea a fost deviată și CFR Cluj deschide scorul la Constanța. Ciprian Deac punctează spre bucuria lui Trică, nașul său. Revedem execuția lui Ciprian Deac. Da, mingea a fost deviată, așa a ajuns balonul la colțul lung. Nu-mi dau seama cine este jucătorul viitorului care a atins balonul, însă cu siguranță a existat o deviere. Ora. Pas acum către Hora, șut peste poartă. Trei șuturi, trei ocazii pentru Hora în această repriză secundă. Cred însă că aceasta a fost cea mai frumoasă execuție. Iată, a căutat colțul scurt. Mingea nu s-a dus cu mult peste poartă. O bombă a lui Ioan Hora. La un moment dat, internațional de juniori. Is Alibec îl putem vedea oricând pe teren. Chițu și Nicolae Dică sunt lângă minge. Nicolae Dică respinge Felgheira și a prins de această dată spațiul porții. Dică foarte aproape de golul cu numărul 9 din acest campionat. Felgheira și n-a riscat nimic, a ajuns la minge, a respins balonul. Balonul pentru Aurelian Chițu. Chițu va încerca să se ducă spre centru, într-adevăr, Chițu centrează foarte bine! Ocazie mare pentru Cârstocea! Cea mai importantă ocazie de gol a viitorului după golul, după reușita lui Ciprian Deac. Din păcate pentru gazde, Cârstocea a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție foarte bună. A văzut excelent Chițu faptul că Alin Cârstocea a venit fără marcaj acolo la colțul lung. Larie a câștigat duelul, Mureșan pentru Diogo Valente, controlează bine mingea, Diogo Valente pasă pentru Sergiu Buș, gol! Sergiu Buș, 2-0 pentru CFR Cluj din minutul 77, excelentă colaborarea dintre Diogo Valente și Sergiu Buș, atacantul CFR-ului a marcat printre picioarele lui Alexandru Buzbuchi. Pentru Sergiu Buș este a doua reușită în tricoul CFR-ului, un fotbalist care fusese inițial împrumutat pentru acest sezon de CFR Cluj la Gaz Metan Media și a fost rechemat, însă după ce mai mulți jucători s-au accidentat și a fost trecut pe lista pentru UEFA Champions League, însă chiar și în aceste condiții a fost folosit foarte puțin. Iată că a înscris la Bistrița contra Gloriei, punctează și acum la Constanța împotriva celor de la Viitorul. Larie era lângă el, Buș a protejat și apoi a șutat printre picioarele lui Alexandru Buzbuchi. 2-0 pentru CFR Cluj. CFR-ul este aproape de un succes care ar aduce-o la un singur punct de poziția 8-a lui Lazar. Lazar ține mingea în teren, Deac a căzut, a reclamat o lovitură primită în plină figură de la Alexandru Lazar. Nicolae Dică! Iată recei, se spune Super Mario Felgheiraș. Portarului de la CFR Cluj a scos formidabil. Încă o dată șutul lui Nicolae Dică, una dintre cele mai frumoase faze ale gazdelor. În această parte secundă n-a avut nevoie de mult timp să-și pregătească șut. 2-0 contra Viitorului, Deac în minutul 51 sau cine știe, un jucător al Viitorului. A fost un șut al deviat.
Atunci s-a marcat primul gol al acestei partide, minutul 51, minutul 77, Sergiu Buș a semnat a doua reușită a celor de la CFR Cluj, formație care în acest moment acumulează 11 victorii. Interesante momente. Alibek a fost eliminat. Alibek a fost eliminat de Sebastian Colțescu. Probabil că i-a spus ceva centralului. Deci Alibek e o pierdere pentru cei de la Viitorul Constanța. E o pierdere pentru că nu a fost eliminat pentru două galbene, a fost eliminat direct pentru proteste Alibek. Asta înseamnă o suspendare de minimum două meciuri și este o pierdere grea pentru Viitorul, pentru următoarele meciuri, chiar dacă astăzi nu a fost